Cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește moral. Bună dimineața, oameni buni, bine v-am regăsit la cafeaua de dimineață după o săptămână de absență. Astăzi revenim cu foarte proaspete, ca să zic așa. Este vineri, nu este joi, așa că sunt obligat totuși să vă anunț că a apărut Mesagerul de Neamț numărul 595 și aveți câteva materiale, zic eu, interesante care merită citite. Aveți și câteva mesaje politice, că de acum totul începe să devină din ce în ce mai politic. O să discutăm lucrul ăsta, dar și câteva exemple de oameni de afaceri de succes, oameni discreți, care încep să facă, care fac de mult timp lucruri, dar unii încep acum. Vă recomand cu căldură să faceți o vizită la taverna Nautilus, unde, sincer, a fost o surpriză și pentru mine ce au făcut oamenii aia acolo. Pe ultima pagina ziarului ceva de la primărie, dar despre asta nu vorbesc eu, pentru că am cel mai potrivit om în emisiune, aproape cel mai potrivit om în emisiune. Tocmai vreau să reformulez, domnul Liviu Harbuz. Dimineața, mulțumesc pentru invitație. Cel mai potrivit ar fi domnul primar. Bun, dar nu putem aspira totuși nici... Deci, eu mă mulțumesc cu dumneavoastră. Domnul primar este un invitat aproape permanent al emisiunii. Da, dar totuși astăzi vreau să vorbesc cu dumneavoastră. De ce? Domnul primar... Și eu vreau să... Domnul primar este un om care are multe pe... Chiar are foarte cap, multe. Are foarte multe. Are foarte. Și câteodată, din dorința de a fi, cum să spun eu așa, împăciuitor, cu multă lume. Dânsul este o persoană așa, împăciuitor. Eu plec așa, ca să spun, eu ca să spun așa, plec câteodată nesatisfăcut din emisiune, din punctul ăsta de vedere. Bă, așa responsabilitatea că... pentru emisiunea aveți dumneavoastră. Eu știu, da, eu spun. Responsabilitatea primarului este să vă ofere informații corecte. Eu n-am spus că nu. Eu am spus care e sentimentul meu. Adevărul că în vremurile pe care le trăim, suntem de în ce în ce mai depresivi și mai nemulțumiți și mai sătui. Pe măsură ce înaintăm în vârstă, așa. N-aș vrea să fac referire la asta, pentru că nu întotdeauna vârsta este un alt lucru, nu este niciun defect. Neapărat. Când? Atunci când nu o simți și biologic, poți depăși cifrele de buletin. Așa este, așa este. Haideți atunci să intrăm abrupt în emisiune. Cât mai abrupt cât putem. De abrupt? Nu știu, cât de abrupt? Nu știu, luăm un termen de comparație. Ar fi de preferat, dacă e abrupt, să nu ne traumatizăm reciproc. Bun. Eu nu vreau să intru în tot felul de discuții și polemici. Pe mine mă interesează lucruri concrete. Spuneți-mi un pic cum stăm cu podul. În ce întârziere suntem? Stăm foarte bine. Bine, asta stăm foarte bine cu el. Stăm foarte bine, pentru că lucrurile foarte complexe au fost realizate. E adevărat, am avut un termen de 11 septembrie, dar așa cum se întâmplă absolut pentru toate lucrurile, apar situații neprevăzute. Atunci când construiești un pod, când construiești un culoar de mobilitate, nu poți să previi toate surprizele. Mai este puțin de lucru, probabil că undeva la 10-11 octombrie, deși mie nu-mi plac datele astea. Pentru că mai bine decât să vă spun 11 octombrie, o să vă spun în luna octombrie podul va fi terminat. Pentru că sunt tot felul de surprize. Uitați-vă ce se întâmplă pe săpăturile pentru aducțiunea cu apă, pentru țeavă. Gândiți-vă că la fiecare metru poți să găsești 3 cabluri și regula spune că trebuie să-l aduci pe proprietarul cablului. Sunt tot felul de cabluri și tot felul de țevi
despre care nimeni nu mai știe nimic, dar conform legii nu ai voie să te atingi de ele, nu ai voie să le elimini chiar dacă stau în calea progresului pe care îl faci zilnic și ești obligat să chemi instituțiile care dețin aceste sisteme. Ele trebuie să le dezafecteze atunci când au timp, dacă au timp, de multe ori n-au timp. Să nu uităm că multe dintre aceste cabluri aparțin unor instituții de forță ale statului și atunci care sunt foarte ocupate în perioada asta? Care nu în perioada asta, sunt ocupate în general, vă referați la război, nu? Sau la nu. Care înțeles? Război? Război de la graniță sau nici nu mai știu dacă era depășește care graniță. Care graniță? E imposibil atunci când ai astfel de lucrări care schimbă practic fundamental structura rutieră, infrastructura orașului, să poți stabili date cu exactitate. Pentru că sunt foarte mulți factori care influențează această perioadă de timp, cum sunt constructorii, proiectanții, sistemul de monitorizare a acestor lucrări. Deci lucrurile sunt într-adevăr foarte complexe. N-aș vrea să intru în detalii tehnice pentru că nu ajută cu nimic, nu sunt scuze, sunt realități și eu cred că ar trebui să ne învățăm să nu mai dăm date pe 11 la ora 2:15 undeva, cândva într-o joi, lucrurile sunt gata. Nu. Există marge care trebuie luate în calcul în funcție de realitățile din teren și de provocările pe care le ai atunci când vrei să faci un oraș după 30 de ani în care nu s-a făcut nimic. Bun. Este clar că se fac lucruri care nu s-au făcut de foarte mult timp. De ce atâta, nu știu cum să-i spun, atâta vânjoleală în jurul acestor lucrări? De ce? Cât este factori, luptă politică și nu, cât este disconfort? Sunt și factori subiectivi. Hai să fim serioși. Aceste proiecte au fost semnate și introduse, cerute, aplicate la finanțare de către fostul primar. Ne-am trezit cu niște proiecte care, hai să fim cinstiți, nu sunt perfecte și foarte greu ele suferă transformări. Transformări care, desigur, au fost solicitate de-a lungul timpului, dar orice modificare în proiect aduce după sine și întârzieri. Hai să spunem că este prima experiență de dimensiunea pe care o avem astăzi în Piatra Neamț, apropo de investițiile pe care le facem. Pentru că înainte trăgeai un strat de asfalt, ieșeai cu agenda și am mai făcut o stradă, vorbeam pe atunci de 2 străzi pe an, 3 străzi pe an, pe acolo sau 10 străzi într-un mandat. Gândiți-vă că vom reabilita doar anul viitor 10 străzi importante din Piatra Neamț, care așteaptă să fie reabilitate de 10 de ani. Normal, fiind prima experiență, așa cum spuneam, de amergura pe care o avem astăzi în Piatra Neamț, la investiții, mai și capătă, mai apar și situații de criză, dar mulțumesc lui Dumnezeu până acum, desigur, luând în calcul întârzierile firești, lucrurile se desfășoară conform planului și sperăm să finalizăm așa cum ne-am angajat, așa cum primarul a promis. Dar, repet, vor mai fi corecții de făcut, pentru că nimic nu poate fi perfect. Bun, deci cam asta e. Cu lucrările pe coridor? Pe care din ele? Pe cel din mijloc, pe celelalte Traianu, două, hai, Traianu, referiți, da. Sau Traianu, de Traianu. Deci, Traianu o să fie pentru o perioadă în continuare o provocare, apropo de trafic, dar se vor începe lucrările și
Ele se vor desfășura pe trei benzi, vom avea trei benzi care vor fi asfaltate. Și rămâne banda și rămâne cu coloana de apă. Exact, cu coloana de apă, pentru că acolo mai sunt încă probleme, nu s-au instalat căminele, nu s-au instalat vanele, apometrele, sunt lucrări de finețe, bine, nu chiar mecanică fină sau lucrări în zona de bombe atomice, dar vor fi lucrări de finețe care înseamnă racorduri către instituțiile, către zonele rezidențiale din zona respectivă, care și ele, dacă stai să le analizezi, au gradul lor de complexitate și impun perioade de timp pentru implementare uneori mai lungi decât am așteptat. Nimic nu poate fi perfect. Ați văzut că cu cât se înaintează cu instalarea aducțiunii de apă a țevei, pe care o face în momentul de față, face parte din proiectul primăriei, țeava care veche, care aparține APASERV, acolo unde se sapă în stânga, pocnește în dreapta. Și de multe ori lucrările s-au derulat aproape subacvatic în zona respectivă. Subacvatic. Bun. Acum, despre constructori, ce ne spuneți? Sunt constructorii așa cum sunt constructorii. Ei își văd interesul, avem constructori extrem de eficienți și care real-trag la aceeași căruță cu autoritatea. Nu cu primăria și cu autoritatea, ci pur și simplu cu orașul. Dar avem și constructori care se gândesc doar la profit, un profit pe care și-l doresc cât mai mare. Desigur, aici vorbim despre niște proiecte care au fost proiectate în urmă cu mulți ani și mai ales în perioada în care, așa cum știm cu toții, prețul materialului de construcție a crescut foarte mult. Unele au revenit la prețul normal, altele nu. Dar cea mai mare problemă nu se referă la tehnologii, la utilaj, ci la forța de muncă. Deci nu mai există forță de muncă. Toți constructorii se plâng că nu mai au oameni. Deși sunt bine plătiți și în contextul ăsta mă gândesc ce se va întâmpla în momentul în care facilitățile pe care le au constructorii de punct de vedere fiscal, așa cum știm... Vai, dar vă rog să nu deschideți acest subiect. Vă deschid pentru că astea sunt realitățile și ne plac, nu ne plac. Tot noi le suportăm până la urmă, pentru că... E normal să nu... Să nimic nu e normal. Nu, eu vă întreb așa, e normal ca o tagmă întreagă de angajați să nu plătească CAS-ul? Depinde din ce perspectivă ne uităm. Atunci când vorbim de construcții, gândiți-vă... Mi-aduc aminte de o vorbă celebră, depinde de care parte ești. Da, păi e valabilă și aici. Da. Numai că aici suntem mereu de aceeași parte. Da, partea afectată. Afectată. E normal în contextul în care s-a dorit, până la urmă, încurajarea, creșterea venitului pentru fiecare angajat din construcții și s-a dorit încurajarea unui domeniu în care forța de muncă era din ce în ce mai mică, pentru că ea s-a îndreptat către alte țări. Suntem într-o perioadă în care România, prin POR, prin PNRR, are nevoie de investiții foarte mari, mai ales de infrastructură. Și atunci s-a încercat încurajarea acestui domeniu, tocmai pentru a motiva oamenii să rămână în România, să lucreze în România. Am văzut, am fost, la dumneavoastră mergeți mai des ca mine în Ardeal, am fost în zona de vest și am văzut un moldovean al nostru cum se mișcă, cu ce viteză, câți oameni lucrau acolo, adică erau, cred că, 300 de oameni care lucrau la autostradă, revin, acesta a fost considerentul și e unul rațional, adică îi motivez pe oameni să vină să lucreze în România, să rămână în domeniul construcțiilor, pentru că acolo este cea mai mare cerere de forță de muncă. Dar, pentru că alte domenii n-au reușit, sau alte instituții n-au reușit să compenseze aceste deficite cu care ne confruntăm astăzi, eu cred că sistemul
Mă refer la domeniul construcții, mă refer la domeniul agricultură, mă refer la domeniul procesare alimentară. Prin scutirea de CSS au fost favorizate, dar favorizate până la urmă tot în interesul nostru, pentru că, fac o paranteză, căutați dumneavoastră pe cineva să vă sapă grădina, nu e agricultură, nu e agribusiness, dar e o activitate agricolă. Am prieteni care au livezi de meri, care au investit milioane de euro pentru că au aplicat pe fonduri europene și nu au culegători. Adică, astea sau afine sau diverse fructe, nu găsesc oameni. Nu găsesc oameni pe care să-i angajeze fie zilieri, chiar și la niște salarii suficient de mari. Bun. Aici un complex mare de factori. Așa au fost favorizați la momentul ăla pentru investiții constructorii. Așa au fost încurajați cei din procesare, procesarea alimentară. Dar s-a văzut că, de exemplu, procesarea alimentară, s-a văzut că nu există un mare avantaj pentru economie în condițiile în care facem importuri mari, în condițiile în care vedem bine ce se întâmplă cu supermarketurile, cu companiile multinaționale. Deci, mereu, eu nu acuz de rea voință niciun guvern, dar mereu s-a încercat să se încurajeze anumite zone care constituiau zone de interes. Așa a fost și cazul scutirii la CSS pentru domeniile pe care le-am enumerat. Astăzi, în același timp, vorbim despre agricultură. Agricultura este privată 100% în România. Cred că pe zona de agricultură, scutirea de CSS este ok. Nu este doar 100% privată în România. Nu este. Păi dați-mi un exemplu de agricultură. Păi, de asta. Ministerul Agriculturii este unul din cele mai stufoase ministere. Nu, nu, stați. Ministerul Agriculturii face politici agricole. Nu, dar știu, nu deține... Am fost secretar de stat în Ministerul Agriculturii, nu spuneți ce face. Făcea politici. Acum nu știu ce mai face. Face politici. Bine, acum, dacă suntem realiști, politicile toate se fac la Bruxelles. Da, lucrurile sunt clare. Uitați-vă la Schengen, uitați-vă la PNRR, care are niște jaloane. Care e Schengen? Ce e la Schengen? Eu ca român nu știu ce e Schengen. Schengenul este o specie de animal care a fost în ultima perioadă, se pare, însușită foarte pertinent de către Austria și pe care o scoate la vedere din când în când. Pe Schengen, nu? Pe Schengen, da. Specia, am înțeles, da. Altceva nu cred că mai e cazul. Da. Deci, de asta spun. Apropo, ați amintit de Uniunea Europeană, de Schengen. Păi și deci, eu ca angajat al unei firme sau un angajat, nu pot să mă simt discriminat față de un angajat din construcții. Ba da. Eu ca român nu mă pot simți discriminat față de poziția Schengen. În momentul în care... Într-o lume în care toate discriminările sunt condamnate... Alea, așa, principial. Da. Dar în realitate ele... Discriminarea este o chestie care are caracter permanent. Aici au fost... Am înțeles. Eu pot să mă simt discriminat 99% din zilele vieții mele. Mă împărtășesc. Și gata. Au fost situații de criză în care acestea au fost soluțiile. Și aici mă refer, așa cum spuneam, la criza forței de muncă. Se pare că n-a funcționat nici asta. Probabil că povestea cu CSS-urile dispare, deci aceste facilități vor dispărea și în mod echitabil nu veți mai fi discriminat. Dar nu-i vorba de mine aici. Eu trăiesc într-o țară, bănuiesc că și dumneavoastră sunteți în aceeași țară cu mine, așa, în care aflu zilnic următoarele lucruri. Avem o națiune needucată și trebuie să o educăm. Deci România educată. Păi dacă am fost... Asta este un element care nu ține de Bruxelles. Bun, asta cu needucatul, chestia cu educatul ține. Nu ține că... Deci dacă nu ținea de Bruxelles, nu aveam un ministru care habar n-are despre ce e învățământul. Care este un...
Să știți foarte că bun. Nu ne ajută cu nimic să discredităm în permanență. Dar nu discredităm, constatăm. Păi nu constatăm, adică... Vă dau un exemplu simplu. Trăim în România. Așa. A început școala pe 11 septembrie. Da. Pe 12 septembrie s-au publicat în Monitor oficial două ordine, mă rog, cum faci cu naveta elevilor și cu bursele elevilor, pe 12 septembrie, după da, ce a început. Pentru că știți bine, sunt discuții apropo de deficitul bugetar. Păi, dar nu puteau discute în vacanță. Iar Ministerul Educației, de exemplu, este dependent de Ministerul de Finanțe, care îi spune, ai voie să cheltuiești atât sau atât. Corect este. Pentru că noi, de-a lungul timpului, în primul rând, România a fost adeptă a unor politici populiste. În mod populist s-au dat bani. Pentru aia, pentru aia, pentru aia. Cel mai rău este să dai cuiva o facilitate, un drept, pe care după aia să-l iei. Te va urâ toată viața. Adică mai bine nu-i dai decât să-i dai și să-i iei înapoi. E noaptea minții. Deci politicile astea au creat, cred eu, și conflictul social care există în România. Pentru că e foarte ușor să spui, e ministru vinovat, nu știe nimic despre aia, ăla, ăla, ăla. Întrebarea mea este, eu zic să desființăm guvernul, orice guvern, nu mă refer bine, la... Bine, dar el s-a autodesfințat singur, nu-i problemă. Dar cu ce se înlocuiește? Vom avea... Avem o perspectivă? Un înalt comisar de la Bruxelles. Sau tot de la aici. Moscova. Sau de la Moscova, sau de la Washington, sau de la Pekin. Da. Așa? Un înalt comisar care ne spune ce să facem. De ce ne ascundem noi acum în spatele unui guvern? Spunem așa, Ministerul Învățământului este dependent de Ministerul Finanțelor. Nu. Ministerul Învățământului este dependent de Cotroceni. Punct. Restul mai de acolo sunt amănunte. Sunt amănunte. Se referă la faptul că eu nu știu cum o cheamă pe doamna ministru, iertați-mă, că doamna ministru a fost consiliera domnului președinte Iohannis, nu? Este singura ei calificare în domeniu. Nu sunt atât de informat ca doamna asta. Adică este singura calificare în domeniu. Are mai multe calificări sau doar asta? Deci, despre ce vorbim? Domnul Bălănescu, am lucrat în minister, am să vă spun ceva. Nu ministru conduce ministerul. Știu. Și are nici de obicei președintele și nici aia din minister. Și nici aia din minister. Este un reprezentant acolo sau doi care stau la ușa domnului, stăteau la ușa domnului Andrușcă, stau la ușa doamnei Deca și le spun ce să facă. Deci să nu comparăm pe doamna Deca cu domnul Andrușcă, nu știu, chiar atât de catastrofală e sau? Mai așteptăm un pic cu România educată. Știți și acolo, ce e România educată? E un text care a tot fost îmbunătățit, care este promovat. Sunt principii, așa, da. Care, sunt principii de bază, sunt principii fundamentale pe care nu le puteți nega nici dumneavoastră, care sunteți la bază profesor, nu? Până la urmă de istorie. Până undeva, așa, la bază. La bază, da. După ce ați crescut, ați devenit jurnalist și aveți altă perspectivă a educației. Ăștia de educație. Unii ajung ambasadori, alții ajung deputați. Bine, alții... acum ce vorbeați, adică echitate, echitate, dar nu chiar echitate socialistă. Adică, exact. Bun, dar tot am vorbit de educație. Cum vi se pare dumneavoastră toată chestia asta cu scandalul drogurilor? Am aflat că cineva a zis, mare om, mare caracter, dom'le, trebuie să facem controle în școli, antidrog. Bun, și asta. Dar eu cred că discuția trebuie purtată pe trei paliere care, la fel, eu cred că sunt paliere fundamentale. În primul rând, avem nevoie, iată, iar ajungem, avem nevoie de educație. Educație care are o componentă foarte importantă și care ar trebui să fie prezentă în toate domeniile sociale și economice, prevenție. Educație și prevenție. După care, cred că avem o problemă de aplicare a legii. Nu este aplicată legea. Și de lege. Nu. Chiar e o problemă de lege. Pentru că instituțiile statului
Nu știu, parcă a fost așa o înțelegere. La noi în România nu se droga nimeni până dădea apărut. Dădea prost în statistici. Adică, nu. Stați liniștit că în alte țări, gândiți-vă că în Franța, în Belgia, sunt cartiere întregi unde nici nu intri. Nu intră nici poliția. Despre ce vorbim? Sau în Statele Unite? Păi dacă în Statele Unite, deci când am fost ultima dată la New York, știți că acolo marihuana este deja oficializată, legalizată, mergeam pe stradă, erau tot felul de rulote care vindeau pe stradă, aia fumau pe stradă, asta e, s-a legalizat. Dar ei au trecut printr-un proces foarte lung și au multă experiență. Ce vreau să vă spun este că, din păcate, noi am crezut că România, astăzi, este România anilor 90. Când românii n-aveau bani, neavând bani, nu puteau cumpăra droguri. Asta este un factor. Pentru că în momentul în care o societate începe să dezvolte și apar bani pe piață, încep să apară, desigur, și afacerile cu droguri, începe să crească numărul de consumatori. Dar, repet, avem nevoie de educație, prevenție, avem nevoie de aplicarea legii și mai avem nevoie de ceva. Și asta cred că am constatat cu toții în ultimele zile, în urma reportajelor cu copiii ăștia care s-au drogat. Mai avem nevoie de recuperare și de centre de detoxifiere și recuperare pentru cei care se droghează. Pentru că în momentul în care el e drogat, nu mai este îndeplinătatea facultăților mentale. El poate face orice acesta și de mă, orice nenorociri. Dar el practic este irresponsabil în momentul ăla. Deci nu mai e ce să-i pretinzi, pentru că sunt situații în care, nu știu dacă ați văzut, unul din copiii din grupul celui care, Vlad, cum îl chema? Pașcu. Unul din gașca lui, care și se și promova împreună cu dealerul. Pașcu. Da. Nu, erau mai mulți dealeri. Da. De fapt, nici nu s-a stabilit dacă sunt dealeri sau sunt consumatori, până la urmă. Este cel care a spart spitalul de urgență din București. Da, e impropriu spus la spart. S-a dus. S-a plimbat prin spital, da. A luat ce a găsit, a zis că n-a găsit ce-i trebuie. Exact. A zis ba că mai tot... mult, când a plecat, a salutat poliția și a dat și adresa să vină să-l ia de acasă. Deci, da. Total irresponsabil. Ba, avea și un cuțit la el, ca să dacă îl încurcă cineva în incursiunea lui, folosea cuțitul. Fără acești piloni de bază, nu putem rezolva problema. Dacă facem totul ca la pompier, că l-am prins pe ăla, că maică s-a încercat să facă trafic de influență, a arestat-o, taică-s-o a intrat cu motoreta în ziarist. Și reținești pe ăla, da. Nu cred că am rezolvat problema. Adică am făcut un show mediatic care se vinde foarte bine, dar din spate nu vine nimic fundamental. Nici o schimbare. Păi tocmai v-am spus că vor să fac controle în școli. Da, povestea cu controlele în școli, cred că ar trebui să existe un program de monitorizare a copiilor apropo de consumul de droguri. Dar atâta timp cât nu sunt identificați și eliminați dealerii de droguri, și aici revenim la pilonul cu legea, nu se va schimba nimic. Educația e foarte importantă, adică soția mea mi-a zis la un moment dat, eu le-aș pune la clase imagini cu copilul ăla care a fost, Dumnezeu să-l ierte, rupt în două. Și le-aș repeta și sunteți mai vechi pe pământ, ca și mine. Vă aduceți aminte de filmul Portocala Mecanică? Da. Ei, ăla e un film care ar trebui conceptul reluat astăzi. Le pui imaginile până înțeleg ce se întâmplă. Și le pui și le pui. E adevărat, e un mod agresiv. Poate fi traumatizant. Dar numai așa, până nu vor înțelege cât de grav e fenomenul și copiii, până nu vom face educație de la o vârstă foarte fragedă, nu vom reuși să rezolvăm această problemă. Asta este una din problemele fundamentale în educație. Prevenția la fel. Deci prevenția trebuie să fie în toate domeniile. Eu am vorbit despre prevenție. Fiecare instituție ar trebui să aibă un birou de prevenție. Așa cum are pentru gestionarea crizelor, care oricum apar în orice zonă, și crize care sunt gestionate cum sunt gestionate și ele, așa ar trebui să fie un birou de prevenție.
În schimb, avem birouri de presă. Avem birouri de presă și când sun la birou de presă, la o instituție care ar trebui să aibă un birou de prevenție, nu putem, la București vă adresați. Deci, știți da. Cum e? Noi să avem protecția consumatorului și îți vine un comunicat, te trezește cu un comunicat care spune așa. Birourile de presă sunt create ca și birouri. Ca locuri de muncă pentru oamenii din presă care nu mai vor să lucreze în presă. Ok. Și care le este mult mai ușor să ducă acolo. Acum când prezentați asta, discreditați de fapt din nou un sistem. Care sistem? Nu, asta vă referiți la oameni. Pentru că v-ați și gândit la vreo 3-4 nume care... Nu, vreo 12. Vreo 12, așa. Băi. Dar, astăzi trăim într-o eră în care percepția este... Percepția, mai ales percepția publică, este cea mai importantă. Percepția publică înseamnă o consecință a comunicării. Fie privată, fie a instituțiilor de stat. Conceptual, dumneavoastră sunteți de acord... Avem nevoie de asta, da? Da, dar să funcționeze. Aia e cu tot. Noi nu vorbim acum dacă funcționează sau nu funcționează. Știți cum e asta? Din 10 dealeri de droguri am prins 3. Că pe aia 3 trebuia să-i prind. Dar au rămas 7. Noi vorbim aici conceptual. Avem nevoie de birouri de presă? Avem nevoie de comunicare? Avem nevoie de informare? Pentru că, până la urmă, rolul media, mass media, este... să informeze și să educe. Câți din cei din mass media informează și educă? La ce nivel avem azi fake news-ul? La ce nivel media? Avem fake news-ul păi generat inclusiv de autorități? Este foarte adevărat că e generat de autorități, dar știți bine, nu trebuie acum să facem o lecție de comunicare. Autoritățile pot manipula, pot genera atunci când este în când interesul ai cu cine? Societății. Când ai cu cine? Și aici venim cu exemplu cu ce s-a întâmplat cu dronele. Pentru că... Chiar explicați-mi asta cu dronele. Ce s-a întâmplat? Au sărit niște bucăți din niște drone pe teritoriul României. Prima dată, toată lumea a zis, domnule președintele ăsta nu e în stare, domnule, s-a dus să vadă acolo, să verifice... Gândiți-vă în ce postură a fost pus președintele, care a garantat inclusiv partenerilor NATO că noi nu avem bucăți de drone pe teritoriu sau alte tehnologii militare pe teritoriul României. Pentru că a primit informații, nu s-a dus președintele să verifice. La fel, ministrul apărării a garantat, a ieșit supărat că nu există nimic. Cine e domnul ministrul apărării? Chiar nu știu. Moldovean de-al nostru. Da? Da. Se numește Angel Tâlvăr, de la Vrancea. Am fost coleg deputat cu dânsul. Am înțeles. Angel. E potrivit. Angel Radios. E potrivit. Da. Bun. Nu-l pot evalua profesional, desigur, pentru că nu... Eu sunt convins că are o experiență delungată în domeniul apărării. Nu știu, chiar nu știu. Apărării intereselor partidului care l-a propus. Da. Chestia asta este, știți cum... Superflu de acum. Adică, întâi faci politica de partid și după aia politica generală, adică socială. Dar, să revenim. Sunt momente în care, într-un mod controlat și dirijat, se fac comunicări în interesul public. Pentru că dacă... s-ar fi spus din prima, domnule, au început să cadă, se creează o stare de panică și România nu are nevoie astăzi de așa ceva. Adică cu cât este mai limitată informația vis-a-vis de pericole care deocamdată pot fi prevenite și care nu trebuie exacerbate din punct de vedere al comunicării. Nu avem nevoie acum, nu cred că e interesul nostru să apelăm la articolul 5 și pentru că a căzut o bucățică dintr-o rachetă sau dintr-o dronă, să pornim noi, România, prin intermediul României, NATO, să declare război Rusiei. Deci așa ceva nu se poate întâmpla. Pentru că mulți isterici asta și-ar dori. Nu cred că
mulți își doresc interesul imediat și mai ales în zona politică. Interesul imediat, personal, de partid, de trib, de gașcă, în loc să se gândească la interesul general. Pentru că avem și așa un milion de motive și mă referim la cele fiscale, să intrăm în depresie. Nu cred că ne mai trebuie și o presiune, apropo de război, o presiune atât de mare care să ne ducă în depresie. Pentru că depresia ne face și ineficienți. Nu facem decât să ne autoizolăm și să accentăm gradul ăla de depresie pe care l-am acumulat în perioada pandemiei. Nu, noi doi, că noi am tot vorbit. Dar alții săraci n-au avut cu cine să vorbească. Mă gândeam că, analizând ce a spus noastră, că suntem un popor aflat în depresie cam de mult timp. E adevărat. Cam de mult timp. Chiar de mult timp. Am avut și perioade bune, am avut și perioade mai grele. N-am trăit foarte bine, dar am trăit bine. Da. Dar până la urmă a fost opțiunea poporului român. Am vrut democrație. Democrația are niște costuri foarte mari. Am parcurs o perioadă de tranziție în care lucrurile nu puteau fi clare, oricât ne-am fi dorit. Știți cum e? Am vrut să ajungem în... Vrem o țară ca afară. Am vrut să ajungem la Bruxelles, la Washington. Am ajuns și la Bruxelles și la Washington. Și... Păi am ajuns. Nu cumva e și vina fiecăruia dintre noi? Eu cred că partea asta de activitate participativă socială e foarte important. Eu când ne aud acum pe unii care spun eu nu mă mai duc la vot. Pot să-i înțeleg, dar nu e o soluție. Sau pe vot negativ, cum s-a întâmplat, gândiți-vă că în România votul a avut o caracteristică foarte important. A fost vot negativ. Tot timpul. Foarte puțin. Nucleul dur. Ca să traducem, e un vot bapea măsii. Exact. Pentru că bapea mătii este un mod de a fi în România. Dacă vorbim de profilul românilor. Noi, imediat, și noi mai avem o mare calitate. Ne victimizăm cu foarte mare ușurință. Niciodată nu sunt eu vinovat. Vecinul e vinovat. Începe reforma să înceapă cu vecinul, nu cu mine. Asta este abordarea pe care o avem noi astăzi. Bun. Acum, apropo de chestia asta. Nu. Chiar privitor, cu siguranță. Chiar m-am distrat. A apărut un articol zilele trecute care sintetizează politica fiscală actuală din România. Semne erau mai de mult timp. Deci, apropo de firme. Ai o firmă și nu reușești la cucuieții din deal să obții aceeași rata profitului cu o firmă din zona Cotroceni. Acolo o firmă mare, un super... Nu ai aceeași rata profitului. Și atunci devii o firmă potențial de risc. Pentru că nu te-ai ridicat cu profitul acolo. Și când analizez o firmă, nu analizez o firmă. Păi nu, da, stați un pic să vă spun. Stați un pic. În cel mai fericit caz, după obiectul de activitate. Așa. E treaba firmei unde se poziționează în piață și unde are vadul. Pentru că eu nu pot acum să pun un impozit mai mare, pentru că am eu nu vorbesc de asta. Eu vreau altceva să vă spun. Ați diferențiat apropo localizare. Păi nu, da. Ceea ce nu e corect. Păi, pentru că eu, de exemplu, când mă... Dar e corect să-mi cere aceeași rata profitului pe domeniul de activitate? Domnul Bălănescu. Unul care face... Eu vă dau câteva criterii care sunt, mă simt cu musca pe căciulă. Pentru că eu am o firmă care are magazine în cel mai mare mall din România, da? Dar eu plătesc acolo 14.000 de euro pe 80 de metri. Pe când la cucuieții din deal, cum ați spus dumneavoastră... În curtea proprie. Sau în curtea proprie... La 80 de metri, cred că nici măcar 500 de euro. Dar nu e vorba de asta. Adică... E vorba de faptul că nu poți să spui că firma de la Cucuieții din deal are potențial de risc evazionist cu faptul că nu are aceeași rata profitului cu cea din altă localitate. După cum nu este corect, mi se pare mie, să spui că o firmă care are rata profitului peste 30%,
are potențial evazionist și tu trebuie să o impozitezi acum cu 16%, nu cu 3%. Adică și iasă tovarășul ministru, domnul ministru, părintele Boloș. Asta cu potențial evazionist i-a aruncat anatema asupra tuturor. Păi asta e problema. Ceea ce este greșit. Și vine părintele Boloș, care acum nici nu mai știu la ce minister este. Bănuiesc că e la Ministerul Integrării Intereselor României cu Uniunea Europeană. Și spune așa, am socotit noi că 30% este limita până la care... Cum ai socotit tu, mă, părinte? Te-ai rugat undeva? Ce ai făcut? De ce excepțiile le consideri? 30% se referă la gradul de optimizare. De unde ei consideră că trebuie să intervină în nivelul de optimizare pentru companie. Adică dacă am peste 30%, el trebuie să vină să mă optimizeze? Așa e considerat din punct de vedere tehnic, fiscal. Am înțeles. Dar e obligatoriu. Adică îți plătești impozitele. Ce mă deranjează? Mă deranjează că toți sunt considerați hoți? Toată lumea, orice antreprenor mic, este considerat hoț. Dacă eu nu plătesc la impozit suficient la stat cât consideră cineva, păi eu întreb așa, eu nu plătesc, dar ăla de la nu știu ce supermarket se încadrează în rata profitului media națională? Da, pentru că el o face. Și dacă el o face media de 2%, dacă el face media de 2%, înseamnă că aia e media națională. Știți la ce o să ducă abordarea asta? La lărgirea pieței gri din piață. Pentru că oamenii... Deci eu vă garantez că de la 1 ianuarie, marea majoritate a antreprenorilor vor face cât vor putea să lucreze la negru. Pentru că asta e. Bun, s-a văzut foarte clar că atunci când a fost scăzut TVA-ul, eu am participat și chiar am militat pentru un 5% TVA la alimente, la producția alimentare. Piața s-a mai albit și lucrurile au mers mai bine. În momentul în care vii iar să crești TVA-ul, chiar dacă va fi o cotă unică de TVA sau nu știu cum va fi, deși nu cred că poți să duci acum la medicamente la 19%, la, nu știu, lemnele de foc, care sunt o necesitate și o realitate în România, apropo de modul în care oamenii supraviețuiesc, să crești de la 5% la 19%. Deci sunt lucruri care fac sens și lucruri care nu fac sens. Dar, repet, noi acum găsim soluții de criză pentru o criză care a fost creată în an de zile. În an de zile. Gândiți-vă ce impact va avea. Normal, e firesc să crească salariile profesorilor, să crească pensiile. Vom avea un impact de 15 miliarde de euro la anul pe creșterea pensiilor, de 10 miliarde pe creșterea salariilor, în mod special a profesorilor. Dar vin și întreb. Retoric. A crescut calitatea învățământului? Oricât ar crește salariul, a crescut calitatea. Aduceți-vă aminte cât ne-am dorit cu toții. E normal, toți ne-am dorit să crească salariile doctorilor, să nu mai plece în alte țări, să avem aici personal medical calificat, să ne crească calitatea actului sanitar. Și au crescut, sunt situații în care chiar, nu, au crescut. Chiar concurează sistemul privat. Nu, te concurează țări europene. Țări europene, sistemul privat este raportat la țările europene, apropo de tarife. S-a schimbat radical sistemul de sănătate din România. Împotrivă. În același timp, locuim într-un oraș de provincie, mic, spre mediu, da? Pentru că ce e la 100.000 de locuitori e mediu. Noi nu avem 100.000, avem undeva la 70.000 de locuitori în Piatra Neamț. Vorbim de un județ. Un județ nu foarte mare din Moldova. Pentru ce plătesc oamenii taxe și impozite? Ca să aibă din partea statului niște servicii. Ce înseamnă? Infrastructură. N-avem. Înseamnă asistență, sănătate. N-avem. Păi de ce plătim noi taxe și impozite? Pentru asta plătim. Pentru asta cetățeanul unui țări plătește taxe și impozite către stat.
Unele sunt mult mai mari în Franța, în Anglia, dar măcar primesc ceea ce se cheamă servicii de calitate. Ați amintit de calitatea învățământului. Spuneți-mi și mie, când ați auzit de ultima discuție serioasă făcută în județul Neamț? Eu nu mă mai duc în altă parte, că sătul de decizme și alte chestii. În județul Neamț, în Piatra Neamț, apropo de viitorul învățământului în județ sau în oraș. La modul serios. Adică în ce înțeleg eu prin modul serios? Nu mă duc ca în necatul, și nu-i niciun fel de aluzie, sincer acum vorbesc, nu mă duc ca în necatul să zic reabilitez școli. Reabilitez școli, reabilitez toate școli. Trebuie făcute. Nu. E o obligație. E o obligație. Să ofer condiții. Da, dar pe de altă parte mă gândesc, e suficient să reabilitez școlile sau trebuie înainte de a reabilita școlile să mă gândesc ce voi face eu în licee, în clădirile alea? Cum îmi voi desfășura activitatea? Nu. Ce asta... clase voi pregăti? Da, e foarte adevărat ce deci, vă dau un exemplu la Girov. Aș începe de la alt criteriu. Uite, la Girov, săptămâna trecută s-a întâmplat. Deci, la Girov sunt, ca în toate comunele, sunt tot mai puțin copii, așa, și s-au concentrat... Crăpătura din tavan, da, care a da. Generat mutarea. Exact. Nu ăla e motivul, cred. Să vă spun eu care e motivul. Comasarea copiilor. Comasarea copiilor, reducerea cheltuielilor. Nu pun și poate cineva interesat de spațiul ăla, nu știu, nu discut, nu mă interesează. Da, adevărul că în realitățile românești am devenit paranoici. Exact. Nu se poate. Repară, vă dau un alt exemplu. Se repară o școală. Domnul Bălănescu, vă dau eu un exemplu. Liceu auto. Se investesc milioane de exact. Euro. Exact. Deci mi-ați luat vorba din gură. Deci, cât spațiu milioane au? Milioane de euro. Cât spațiu, spațiu au? Spațiu excedentar oricum raportat la ce cei fac? Care sunt școlarizați. Dar eu am întrebat-o pe doamna director altceva, care nu are nicio vină, că întâmplător e acum director, pentru că aici vorbim de o istorie a liceului auto. Exact. Dar eu n-am înțeles pentru ce fac un liceu care se învârte după soare, când am un procent de promovabilitate, nu-i frumos să-l dau în public, dar se poate găsi, care nu justifică niciun fel de investiții. Eu mă întreb... cum sunt evaluați profesorii? Nu mă îndoiesc că sunt profesori de calitate. Gândiți-vă la ce nivel vin elevii acolo. Cum la ce nivel? La ce nivel intră? Cu ce note vin? Dar pe mine mă interesează nivelul la care ies. Nu. Păi nu. Adică n-au nicio răspundere? Nu. Haideți să o luăm așa. Vin copii la clasa a 5-a care nu știu să citească. Bun. Atunci de ce nu desfințăm liceul auto? Vin copii la clasa a 9-a. Suntem în stare să-i pregătim acești copii să fie angajați într-o piață competițională? Nu. Pentru că nu cred că cu două hârburi de mașini pe care le-au acolo o să învețe ei. Astăzi totul se face pe computer. De 15 ani, industria auto. De 15 ani avem această situație la licee din Piatra Neamț. Nimeni, avem prea multe unități de învățământ. Nimeni nu are curajul să înceapă o dezbatere pe bune. Dom'le, planul de învățământ pe municipiu se aprobă în ultimă instanță prin hotărâre de Consiliu Local. Hai să generăm, nu pentru anul școlar viitor, haide să generăm o dezbatere pentru peste 3 ani. Și să vedem, nu-i nevoie. Da. Problema majoră este această struțocămilă care este primărie, Consiliul Județean, ISJ, Ministerul Învățământului. Întotdeauna când copil are mai multe mame, mai multe suge la mai multe țâțe, ca să fiu mai clar, vedeți lucrurile... Vedeți asta cu mai multe mame, de acum intrați în alte discuții. Deci, nu. Nu făceam referire neapărat am completat, la persoane. Am completat un formular la o mare instituție din Neam zilele trecute. Sex, masculin, feminin, non-binar, nu vreau să spun.
Și... Păi poate unora le e rușine cu sexul. Păi nu, dar am zis peste tot non-binar. Eram curios o să văd ce rezultă. Păi vedeți, poate vin admiratorii pe aici. Se vede de la instituție ce... Vreau coadă ceva. Da, deci nu, adică deja... Bun, trece. Păi de astea sunt realitățile. Nu. Trebuie să înțelegeți... Nu, sunt realități impuse. Realități impuse, dar care s-a dovedit, eu am învățat asta acum 20 de ani, spuneam, chestia asta este imposibil să funcționeze vreodată în România. Chestia asta este imposibil de implementată în România. Și s-a întâmplat. Și lucrurile se întâmplă, nici nu simțim. Pentru că mereu ni se atrage atenția, nu mă refeream la aspectul pe care l-ați enunțat dumneavoastră, ni se atrage atenția întotdeauna nu către lucru care contează, ci către altceva. Și mereu suntem manipulați, adică e evidentă manipulare. Și la rândul ei mass media este manipulată de medii politice, de medii de afaceri și de interese. Pentru că toată lumea zice, domnule, ăia iau bani de la partidul nu știu care. Păi din ce ar trebui să trăiască, dacă nu din publicitate, inclusiv politică? Pentru că în momentul în care statul a dat bani partidelor, ceea ce bine, eu consider că e o prostie să cheltuiești banii pentru susținerea partidelor, partidele trebuie să susțină. Nu se pot susține, asta e. În momentul în care le-au dat bani, le-au dat în ideea de a nu mai ciupi din stânga și din dreapta prin reprezentanții vașnici de partid, să își plătească publicitatea, să își plătească cheltuielile de întreținere a spațiilor și așa mai departe. Dar lucrurile sunt, știți cum noi le abordăm, în funcție de cum ne trezim și cum vrem să le vedem astăzi. Și nu contează dacă cei din stânga sau din dreapta gândesc altfel. Încet, încet ne izolăm, iar atunci când ne izolăm, ne depresăm și suntem mai ușor de manipulat. Care sunt manipulările care sunt la ora actuală, din punctul dumneavoastră de vedere, în România prezente? Acum. Dumnezeu. Care ne acoperă adevăratele probleme. N-am timp să vă povestesc. Măcar una, două, ziceți-mi așa. Războiul. Odată așa. Și derularea războiului, unde vom avea tot felul de evenimente care manipulează. Poveștile astea cu companiile multinaționale care sug din sângele poporului. Nu, noi ne-am oferit sângele, ne-am tăiat și ne-am făcut frați de cruce. Nu, dar le-am trimis sângele. Absolut. Noi le-am dat sângele, le-am dat tot ce am vrut. Știți cum e? Am cunoscut miniștrii care înainte să devină miniștri țipau, domnule, că ăștia trebuie făcuți. Eu am fost unul din inițiatorii legii prin care interziceam activitatea supermarketurilor sâmbăta și duminica, ceea ce se întâmplă și în alte țări europene, pentru a favoriza piețele agricole. Cum e piața de aici, bine, în Italia, în Franța, au alt nivel. Nu contează. Se încurajau micii producători agricoli. Doamne, ce! Iar unii care dădeau cu pumnul și strigau, bă, au ajuns miniștri. Când au ajuns miniștri, nu se poate. Nu putem să le facem asta. Suntem împotriva concurenței loiale. Săraci. Și sunt multe lucruri care e clar că nu se opresc în efortul de a ne manipula. De multe ori, de dragul manipulării și a show-ului mediatic, pentru un profit direct prin nivelul de rating, alte ori, pentru că sunt coordonate de anumite instituții care, mai vorbim și de instituții, care fac o manipulare benefică, așa cum vă spuneam, ca să nu intrăm în depresie. Ne oprim aici. Așa m-am gândit și ca să nu intrăm în depresie. Să ne intrăm în depresie. A, totuși vreau să mai spun ceva. Trăim într-un județ. Eu v-am spus, nu mă mai interesează restul pentru că tot aia e. Trăim într-un județ în care aproape toți ne facem că nu vedem ce se întâmplă. Nu vedem că se duce dracului spitalul ăsta, cade peste bolnavi. Lăsați-l dracul de spital ca și clădire. Gândiți-vă că acest spital aproape, deși fac eforturi supraumene și doctorii și, nu, și managementul, și, dar nu mai poate fi operat
Asta vreau să spun. Business, ca activitate. Ca activitate, spital, ca activitate. El a devenit inoperabil. Și asta e problema. Și ne facem că nu vedem. Și oamenii mor cu zile. Exact. Deci, oamenii mor cu zile. Ne dacă facem nu că nu vedem. Bani, dacă nu au posibilități să... Ca să nu mai zic că la un moment dat, inclusiv medicii, atmosfera asta produce o presiune pe ei, iar ei vor coborâ psihic până la nivelul la care ori intră în depresie, ori pleacă. Deci noi ne lăudăm toată ziua că atragem cadre medicale, da, că nici vorbă. Stau și mă uit. Iar povestea cu banii pentru spital este o poveste. O poveste criminală. Exact. O poveste criminală. Și m-am cam săturat de aspecte minore, nu știu ce separator de sens, nu știu ce groapă. Asta este motivul pentru care v-am zis că n-aș vrea să vorbim despre lucrurile astea. Deci, pentru că dacă, nu știu, podul, o să întârzi o săptămână, nu moare nimeni. Dacă se întârzi o săptămână, se întârzi din motive obiective. Și hai să spunem pe drept, pentru că nici firma nu și-a făcut treaba la timp. Păi firmele au probleme. Deci haideți să vorbim de ce ne ferim noi de lucrurile astea. Nu neapărat doar firme. Sunt mulți factori. Proiectarea nu și-a făcut treaba. Vorbim de lucruri fundamentale. Educație și exact cum a spus dumneavoastră, nu există. Ieri am fost la o prezentare apropo de învățământul dual. Vai, nici nu vreau să aud. Trebuia să mă înscriu și eu acolo. Și nu m-am înscris pentru că și acolo m-am întrebat ce sex am. Băi, deștepților, ce importanță are ce sex am și ce importanță are câți ani am, dobitocilor, dacă vorbiți despre învățământ dual. Bă, sunteți niște cretini. Faceți-mă un formular de înscriere normal, mă, să înscrie cât mai multă lume. Deci chiar m-am enervat acum, că mi-am văzut aminte. Am vrut să particip. Și am zis, băi, cu cine? Doi specialiști în politici, nu știu de care, cum. Băi, mă lăsați, ia veniți voi la firul ierbii să vedeți cum e cu învățământul dual, exact, că au încercat în piatră. Aceste proiecte n-au nicio legătură cu realitatea. Asta vreau să vă spun. Adică noi mereu fabulăm, iar vorbim, așa cum spuneam, domeniile fundamentale, educație, sănătate. Vorbeam, plătim taxe și impozite. Pentru ce? Dar în același timp, când coborâm, cum am spus, la firul ierbii și te duci, nu știu, la un liceu, care ar trebui desființat, după părerea mea, două, trei, nu știu, după o evaluare corectă și obiectivă. Păi să vedeți ce începe furnicarul, profesori, nemulțumiți, iese în stradă. Dumneavoastră nu știți câte norme didactice se construiesc pe hârtie? Dar de ce este atât de simplu de rezolvat problema? Deci atât de simplu, nici măcar nu este complicat. Iei legea care spune așa, cât are o clasă de elevi? Păi o clasă de elevi trebuie să aibă între 20 și atâția elevi. Bun, hai să vedem noi în județul, în Piatra Neamț, că tot ne permitem să ținem clase de 20 de elevi. Bă, din acest moment, în Piatra Neamț, avem clase de 20 de elevi. Dacă am pus clase de 20 de elevi, se rezolvă o mare problemă. Nu mai poți să pui în clase 32 de elevi pentru că vrea cineva neapărat vrea să stea la vilă undeva la marginea orașului și să-și ducă elevul în altă parte. Și a zis, școala respectivă, luăm școala 2, câte clase a 5 are? 10. Ok, 10. 10 clase a 5-a cu 20 de elevi. Ia să vedem atunci, nu cumva crește calitatea învățământului? Nu cumva avem și norme suficiente? Nu cumva atunci poate și clasele arată altfel? Poate și... Ați dat un exemplu, școala 2. Este școala cu cei mai mulți copii. Am dat special exemplu respectiv. Și acum, chiar că tot m-am enervat, mai stau două minute cu dumneavoastră și vă mai spun. Pot să stau și eu? Vă rog frumos, dar eu pot și să iau așa și razna. Știți ce nu înțeleg eu? Uite, de exemplu, se repară o școală. Și ce, dom'le, facem școală aia, o facem, pac, 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 foarte frumos tot. Nu se uită nimeni. Proiectul s-a aprobat acum 100 de ani. Când dinamica și nu se uită nimeni. Zice, băi, școala este un întreg.
Nu este doar clădirea pe care o renovăm noi. Dacă tot stăm în cele, așa, un an de zile și nu facem nimic în școala aia, bă, n-ar fi cazul să ne uităm și la sala de sport. Poate necesităm un var. Poate necesită ceva. Bă, n-ar fi cazul să ne uităm, nu știu, dau un exemplu prostesc, la ghereta paznicului. N-ar fi cazul să ne uităm, păi, de exemplu, la gard. Vorbeați de școala 2. Școala 2 nu are sală de sport. Nu, dar zic. Timp în care eu renovez niște licee, nu spun, nu dau nume și nici categorii, care nu își mai justifică existența. Deci, astea de ce nu le discutăm? Am o problemă la creșe, da? Am o cerere mare la creșe și nu asigur creșe. De ce nu refac? Și mai este o șmecherie. Toată lumea vorbește că nu avem spațiu pentru școli. Fals! Fals! Avem spații din moment ce tot timpul auzim, vine școala a doua, că nu, eu propun să ducem câteva clase, nu renunțăm la ele, și le ducem la liceu de chimie. Asta înseamnă Cartianu. Da. Înseamnă că la Cartianu avem spații, nu? Sunt spații. Dar Cartianu chiar justifică existența. E un liceu. Nu, da. Deci înseamnă că avem spații, da? Și mai sunt și alte cazuri. Nu știm, și asta nu numai în învățământ sau în sănătate sau în administrație, să ne gestionăm resursele cu cap. Absolut. Optimizarea resurselor este nu, un criteriu, deci, esențial. Ne batem joc noi de noi. Nu noi, ăia care nu putem lua decizii. Ăia care trebuie să ia decizii. Și 99,9% din decizii sunt politice. Bă, dar mai lăsați-o dracului de treabă. Știți bine că fără decizii politice nu se poate face nimic. Nu. Pentru că politicul e în tot și în toate. Intru în depresie. Ne oprim aici. Vă mulțumesc pentru participarea la emisiune. Și eu vă mulțumesc. De-abia pe final m-am enervat. Asta e. Da, m-a dus cu picioarele. Aia cu învățământul dual e dărâmătoare. Am citit și eu. Deci nu se poate așa. Bine, ceva. Într-un mod normal trebuie să funcționeze. Dar nu funcționează. Nu funcționează. Ne oprim aici. Mulțumesc frumos. Mulțumesc pentru participare. Invitație. Și îmi cer scuze că am lipsit o săptămână. Promit să nu se mai întâmple foarte des. Thank you.